V-ați făcut meciul greu, singuri, sau ați întâlnit și un portar într-o mare formă astăzi? De n-ați reușit să marcați mai multe goluri. Am greșit la primul gol, la golul lor. N-am anticipat bine, a alunecat puțin mingea. Asta e fotbalul. Și am intrat puțin în jocul lor prima repriză. Dar per total zic că am avut multe ocazii. Aproximativ 20. Portarul lor a fost în formă, bravo lui, e un portar foarte bun. Ne bucurăm că am câștigat până la sfârșit. Ți-a pus ceva probleme Canda astăzi? Că a mai fost o fază. Păi, poate m-a prins pe mine că am obosit și din cauza asta. Cred. Ești obosit? Păi, dai seama, după atâtea meciuri, mai vine și oboseală. A fost o presiune suplimentară pe voi în acest meci, știind că e vorba de rămânerea în prima ligă? Presiunea a fost mereu, de când am venit la clubul ăsta a fost presiune, că era frica asta de retrogradare, vă dați seama. Nu? Am trecut puțin peste bătându-i pe cei de la Astra, dar și barajul, e presiune, emoții. Naibii, am eu la 38 de ani, mă gândesc, Doamne ferește, retrogradăm, păi ce înseamnă asta să ai așa ceva în carieră? E rușinos, dar uite că am jucat foarte bine a doua repriză și am putut să câștigăm. În ce măsură e asigurată rămânerea în prima ligă după acest prim meci? Dar nu e asigurată rămânerea în prima ligă. S-a văzut totuși o diferență de valoare. Ei au jucat mai mult cu inima. Diferența s-a văzut pentru că, vă dați seama, este o diferență. Liga 1, Liga 2. Am jucat și acolo, am jucat și la Liga 1, dar jucătorii sunt mult mai tehnici, mai altfel la Liga 1. De asta sunt în Liga 1. Nu este calificarea deja jucată. Ei vin, o să se bată, cum s-a bătut și astăzi. Și a creat, nu știu, a avut prima repriză una și după aia golul, două ocazii per total, nu știu dacă au avut mai multe. Dar agresivitate, determinare, dornici, bravo lor, o echipă bună. Gabi, cum va arăta viitorul tău? Viitorul meu? Nu știu. Aștept să termin, să dea Domnul să nu retrogradăm și o să vedeți. Ce șanse sunt să rămâi la voluntari? Poate sunt șanse mai mari să mă retrag. De ce? Nu știu. Poate a venit vremea, nu știu, sigur. Păi te gândeai la ofertă din străinătate? Nu mă mai gândesc. Chiar m-am... Nu știu. Ai rămas fără energie? Te-a stors acest sezon? Mi s-a cam luat toată energia și nu mai îmi trebuie stres și nervi. De ce? Să intru în spital pentru fotbal, care e un singur joc? Nu, cred că mai... Poate nu mai am nici forța și nici nervii necesar să mai continui din vară. Și ce vei face după? Își dorești să devii antrenor? Muncă acasă. Acasă. Te duci acasă. Stau și acasă la ce te familia. Vei gândi? Mă duc într-un concediu frumos. Da, nu poți să stai departe de fotbal după atâția ani. De ce nu? Adică nici măcar într-un staff? Nici măcar. Nici măcar în tribună, nici la măcar costum? Nicăieri. Mă gândesc să mă duc acasă, să uitați de mine. Dar nu te vezi la costum? Nu mă stând văd. În tribună? Nu mă văd. Conducător? Antrenor? Nu. Deci ți s-a luat văd. De fotbal? Mi s-a luat. Acum chiar mi s-a luat. Sunt foarte supărat și nu... Nu din cauza greșelii care am făcut-o. Sunt eu supărat așa. Nu știu. Dintr-o dată mi s-a luat totul și nu mă mai gândesc. Deci dar gata. Da. Meciul următor va fi nu ultimul? Nu știu dacă mai joc. V-am pupat. Pa. Formidabil, da. Ce spune Tamaș. Chiar mă surprinde. Da, e afectat foarte tare de ceva. De ceva, exact. Da. Din moment ce el spune exact asta, nu mai joc nici măcar în meciul retur. Ce ar fi putut să... Vreun incident, ceva, ori cu conducerea, ori cu antrenorul, ori... Să fi întâmplat ceva la meciul ăsta, pentru că el greșește la gol, și asumă greșeala pe care o face la gol. Dar așa dintr-o dată, că și spune, mi s-a acrit dintr-o dată, mi s-a luat, nu mai am chef de nimic, nu știu dacă mai... Senzațional interviu. Da. Da, e de folos. Asta ar fi un moment totuși de referință din istoria fotbalului românesc. E un fotbalist important. Sigur, unul din mari fotbalist. Da. Adică nu ar pune punct carierei, nu știu,
Că au fost mulți care sunt neimportanți sau nu lasă nimic în urma lor. El lasă. Lasă multe privințe, da? Gabi Tamaș. A fost și la acel campionat european. Adică mi-aduc aminte de pasa aceea formidabilă cu Italia de 80 de metri, da, din care a ieșit golul nostru. Și curios este că el nu știe exact ce s-a întâmplat. Pentru că chiar am câștigat un pariu cu el. I-am spus, băi, de acolo e și golul. Și el a zis, nu, a fost penalti, ratat de mult. Nu, a fost golul. Penalti l-a scos Daniel Niculae. Chiar că Orebro a fost lăudat pentru felul pentru că a dat penalti acolo, da. Uite, îmi pare rău pentru... Da, interesant. Sper să se răzgândească Tamaș și să mai continue să joace. L-ascultăm și pe portarul Dunării Călăraș, clar cel mai bun jucător al gazdelor, Began, cel care a semnat cu Sepsi și va evolua în prima ligă în sezonul următor. Bună seara, felicitări pentru evoluția pe care a avut-o în această seară. Ce a făcut diferența? Bună seara, în primul rând, părerea mea că diferența a făcut-o una de Liga I pentru ei. Se vede în teren, se simte, s-a simțit. Și voi ați luptat cu inima mai mult? Doar cu inima. Doar cu inima, credeți-mă. La echipa asta am jucat doar cu inima. Tot sezonul? Tot sezonul. Din păcate, autoritățile ne-au promis foarte multe, dar... Din păcate s-au rezolvat foarte, foarte puțin. Și toți jucătorii țin să-i felicit și ei și staff-ul că am muncit și ne-am luptat aproape fără niciun ban. Cum te-ați intrat astăzi pe teren? Pentru că după meciul Craiova ați amenințat că în cazul în care nu vă veți primi banii, nu o să intrați pe teren astăzi. Bineînțeles, am avut o șansă să intrăm în legătură. De fapt, mai avem o șansă la retur. Încă nu e nimic pierdut. Am intrat pe teren pentru că ni s-au chitat un sfert, părerea mea, din ce trebuia să ne dea. Și totuși suntem profesioniști fiecare și intrăm și ne facem meseria. Cum crezi că va arăta meciul retur? Meciul retur, tot așa ca și astăzi. Se va juca până în ultimul minut. Mai crezi în promovare? Da, sigur că da. Dacă nu credeam, nu eram acum aici. Cum te-ai semnat cu Sepsi? Ce te-a determinat să iei această decizie? M-a determinat în primul rând că este o echipă foarte, foarte bună din Liga I. Am întâlnit niște oameni serioși la negocieri și totuși este Sepsi. Poate este una dintre cele mai bune echipe din Liga I, dacă nu cea mai bună. Ți s-a promis că o să vă luptați pentru titlu? Normal, ești la Sepsi. Trebuie să te luți pentru titlu. Având asemenea evoluții cum ai avut astăzi, crezi că te poți impune ca titular? Merg la noua echipă, o să-mi fie foarte greu, schimb tot grupul, dar cu muncă, seriozitate, dacă antrenorul să mă bage și o să aibă încredere în mine, o să intru pe teren și o să-mi dau viața. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, seară bună! Da, lui Began se va părea raiul pe pământ la Sepsi, din perspectiva salariului plătit, dacă aici, practic, s-a făcut un efort să plătească noiembrie, decembrie, ianuarie, sau mă rog ce luni aveau. Îți dai seama totuși în ce situație erau fotbaliștii ăstea? Pe cum să merite Călăraș să promoveze? Chiar într-un fel mă bucur că o astfel de echipă nu ajunge în prima ligă. Ai jucători neplătiți de 8-9 luni și tu să vrei să echipa să promoveze. La fel cum, de exemplu, tot ce s-a întâmplat pe la Poli Iași, pe la asta, cu jucători neplătiți cu lunile, e corect să retrogradeze astfel de echipe. Și curios că acolo totuși e o situație cumva controlabilă, pentru că tu faci un buget, tu primărie sau Consiliul Județean sau cine din îți timp, mai dă bani. Da. Da, tu faci, ești obligat să faci un buget. Hai să vedem și explicațiile lui Cristi Pustai. În rest? Și o diferență de ligă. Are evident o diferență de stare de spirit care iarăși aproape că e evidentă. Problema nu, că este un joc, da? Șansele au devenit și mai mici. Eu zic că noi am pierdut, dacă pot să spun așa, o calificare directă în momentul în care a început play-off. În momentul acela au început probleme mari, antrenament în salturi și oscilații în joc. Și se răsfrâng acum. Acum deja avem infirmeria plină. Ciucuri și Crișan accidentați de vreo 3 săptămâni, Pușca, Jvali Alexandru, Căstocea, a ieșit la pauza Lami. Să vedem cu cine mai jucăm. Ariel a primit roșu, domnul Colțescu, așa e el, un domn și are exces de zel, că este... Cât a contat în această seară ceea ce a făcut Sebastian Colțescu? Pentru că v-am văzut destul de... Eu zic de cartonaj roșu la ultima secundă, adică
Na, nu, aproape că zice singur gestul ăsta, așa că nu. Eu n-ar trebui să-l comentez pentru că am avut destule. Singurele incidențe din activitatea mea sportivă sunt cu acest om, să nu-i zic domn, că să zic arbitru Colțescu. Așa că nu. Dar de fotbal, într-adevăr, după ce am dat gol, ne-am retras puțin. A venit acel gol foarte ușor încasat, cu o greșeală, n-am reușit să ne-am complicat la o fază defensivă și închizător n-ar fi trebuit să greșească în acea zonă. Pe urmă a venit centrarea iarăși în partea dreaptă. În prima repriză au fost multe situații. Am încercat să remediem la pauză. A venit și acea lovitură liberă cu o execuție frumoasă și până la urmă ăsta e fotbal. Dar jucătorii dumneavoastră sunt în continuare optimiști. Încă mai cred în minute. Ce ne mai rămâne de făcut? Este un joc peste 4 zile, ne rămâne acest optimism care ne-a adunat în acele situații grele și am ajuns până aici. Le-am spus, le spun și acum că ei trebuie să se bucure că joacă acest baraj și să se bucure efectiv de fotbal. Așa că, nu știu, partida retur, avem șansa noastră. Da, mai mică decât am avut-o până acum, dar să vedem. Mulțumesc! La revedere!